Zilnic lăsăm în urma noastră peste 30.000 de tone de deșeuri. Este o problemă reală în România pentru care trebuie să răspundem inclusiv la nivel european. Antena 3, alături de Cotidianul Național Jurnalul, a organizat în cadrul proiectului România Inteligentă conferința națională Managementul Deșeurilor, de la sursa de amenzi la resursă și profit și în încercarea de a găsi soluții. Am adus la aceeași masă oficial guvernamental și oameni cheie din domeniu și am pus cap la cap propunerile care vizează eficientizarea managementului deșeurilor din țara noastră. În locul unor proiecte dedicate dezvoltării, România plătește sancțiuni pentru modul în care colectează deșeurile. Avem o mare problemă cu banii. Deci în loc să primim bani, noi dăm bani. S-au dat amenzi în ultimii 5-6 ani, mai mult decât luăm noi pe PNRR, acum Planul Național de Redresare și Reziliență, adică vreo 700 de milioane de euro. Municipiul București, regiunea 8 a României, în urmă cu câțiva ani, a pierdut 375 de milioane. Noi ar fi trebuit să avem răspunderea, să vedem cum împărțim banii, unii pe investiții, alții pe amenzi, în așa fel încât, la un moment dat, să punem în aplicare ideile europene sau legile în raport cu ce se întâmplă în România. La nivelul capitalei, primarii de sector spun că legislația nu le permite să facă mai mult. Este adevărat că în ultimii 20 de ani, dacă vreți, poate chiar mai mult, de când primăria capitalei n-a mai avut efectiv capacitatea să se ocupe de colectarea deșeurilor la nivelul întregului oraș, fiind și foarte mare și foarte complex și foarte dens, s-a delegat către sectoare partea de ridicarea gunoiului și transport și de curățenie stradală, de zăpezire și așa mai departe. În momentul acela s-a delegat doar jumătate sau s-a delegat doar costul, cumva. În sensul că primăriile sector trebuie să plătească și sau să susțină din tarifele pe care le reglementează pentru populație ridicarea gunoiului, trebuie să asigure curățenia stradală, dar proprietarul deșeului a rămas primăria capitalei. Ceea ce înseamnă că primăria capitalei trebuie să fie cea care găsea o soluție pentru și devirea de la groapă, dacă vreți, și pentru depozitare. Dar nu primăria capitală era cea care urma să plătească dacă nu îndeplinea aceste lucruri. Și nu le-a îndeplinit. Un sector, cum este sectorul 6, sectorul 3 sau alte sectoare, produce mai mult gunoi decât două județe la un loc. Cum un județ poate ca să-și găsească singur soluție și un sector ar trebui să poată același lucru. Ministrul Mediului susține că autoritățile locale ar trebui să pună taxe pentru colectarea deșeurilor. Plătesc în locul cetățeanului zeci de milioane de lei anual tariful de colectare a deșeurilor. Deci oferă un serviciu gratuit în loc să folosească acele fonduri pentru investiții. Și ne trezim după 20 de ani că acea unitate administrativ-teritorială n-are nici transportul asigurat, n-are nici colectare organizată, n-are nici serviciile puse la punct, nu are nici capacități de sortare, nu are nici capacitate de depozitare. Amenzile pe care le plătește România sunt la un nivel din care, din banii aceia, s-ar fi putut face multe. Mă uit, de exemplu, la POIM, la sistemul de finanțare din fonduri europene. Sunt foarte multe întârzieri. Sunt proiecte în țară de zeci de milioane de euro care n-au funcționat nicio secundă. La nivel național, țintele de reciclare par imposibil de atins. Trebuie să vedem cum transformăm deșeurile în produs finit. Și la nivelul județului nostru, chiar mâine, Consiliul Județean Dâmbovița va depune o aplicație prin POIM de 82 de milioane de euro, prin care vom finanța stații de sortare pe raza județului Dâmbovița și vom trece în următoarea etapă. Vom trece în următoarea etapă, aceea de a prelucra, de a colecta selectiv. Vreau să ajungem la un proiect regional, să rezolvăm problema deșeurilor și să ajungem la cea mai mare investiție pe care o spunea domnul vicepreședinte mai devreme, cu o fabrică pentru prelucrarea deșeurilor și să venim în sistemul public cu energie electrică, cu gaze. Guvernanții spun că investițiile trebuie să meargă în paralel cu educația noilor generații, astfel încât, pe termen lung, țara noastră să se alinieze mai ușor la normele europene.